Am aici un element pe pierde cu 1.12705, adică undeva la 14V, atât să consume 5A, deci de vreo 45W. Eu îl alimentez dintr-o sursă de calculator, care am făcut un ștrap aici, pe firul verde și sursa ATX, firul verde și un verde în masă, de la 12.7V, consumă 2A, iau după câteva secunde să zic 28 de grade, deci 23 de grade diferență între fața caldă și rece. Deci aici am așa omule meu 337 de fața rece, care e cea inscripționată dacă îl mențez roșu plus și asta pe partea caldă. Deci noi a rămas 23 de grade, 23 jumate. Sursa e una veche, chiar am avut un altul de aia minus 12V, dar nici elementul nu consumă, e doar la jumate acum. Aici este un termometru făcut cu două lemnuri 335, cum am mai zis, și un afișaj este 7920, cu driver 7920, cu rezoluție 128x64 monocrom, dar pe serial, adică folosește doar 4 fire aici. Acesta galben e pentru fundal. Deci revenim la momentul părtie. Aici un ventilator. Revenim la 25 de grade, 24 diferență. Uitați-vă și grafica de ce am aici, aproape 30, aici am 5 grade. Ce să mă fac să nu am mai apar și eu. Deci, mi-a dat aici, văd că la jumate cu rămâne 25 de grade, aproape. Sper să reușesc să pun o altă sursă, ori să-i punem pe mașină să am 14V, să văd dacă puterea maximă.